Cătălin Manta a câștigat un nou mandat ca primar al Comunei Albeștii de Muscel. Acesta a reușit să strângă mai multe voturi decât contracandidatul său, Ion Năftănăilă. Cu toate acestea, validarea mandatului de primar era pusă sub semnul întrebării. Instituția prefectului a formulat apel la hotărârea judecătoriei Câmpulung, prin care a validat mandatul acestuia. Astăzi, Tribunalul Argeș a hotărât că apelul a fost nefondat și a dat câștig de cauză primarului. Pentru că astfel se îndeplinesc toate criteriile legale, Cătălin Manta a depus astăzi jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și puterea mea pentru binele locuitorilor Comunei Albeștii de Muscel. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că nu mai sunt dubii privind validarea edilului din Albeștii de Muscel, Cătălin Manta poate să continue pentru viitorii 4 ani proiectele pe care le are în vedere.